spectatori și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. În această seară avem un invitat special care în această săptămână a aniversat 10 ani de la preluarea mandatului de primar al orașului Bușteni. Îl avem alături de noi pe domnul Emanuel Savin. Bună seara și bun revenit la emisiunea noastră, pentru că ați mai fost invitat. Mulțumesc! Bună seara telespectatorilor dumneavoastră și emisiune Reușita, pentru că totdeauna am fost alături de orașul Bușteni. Și dumneavoastră ați fost alături de emisiunea noastră. Așadar, 10 ani de reușite, am putea să spunem, nu? Dacă ar fi să... Da, într-adevăr. De balanță, cred că deci, totul a fost... dacă ne apucăm să cântărim tot ceea ce am realizat, eu cred că, într-adevăr, sunt foarte, foarte multe reușite. Sigur, nu e tot ceea ce mi-am dorit eu, dar în proporție de 70-75% am reușit să realizez ceea ce mi-am dorit și ceea ce ne-am propus împreună cu Consiliul Local, ca acest oraș să devină, într-adevăr, stațiune de interes național, așa cum e declarată ea prin lege, și să devină cunoscută pe plan internațional, să zic așa, conform reclamei și dezvoltării care s-au produs în ultimii 10 ani. De altfel, ați avut tot felul de acțiuni aici. În fiecare an se organizează Cupa Mondială de Escaladă pe Gheață. Sunt fel de fel de acțiuni, strângeți aici epigramiști, sunt foarte multe. Deci, Bușteni este capitala culturală, sportivă, la nivel internațional. Deci este foarte, foarte bine medializată și foarte, foarte bine promovată, pentru că aici au loc evenimente și, așa cum îmi plăcea mie să spun, aici când avem un eveniment îl inventăm. Aș putea să iau ziua de astăzi, aș putea să iau, eu știu, ziua cu Simona când a venit la Bușteni. Dar astăzi am avut o zi extraordinară în surpriza care mi s-a făcut cu cei 10 ani de când sunt la primărie. Colegii mei din primărie, trebuie să le mulțumesc. Chiar ce s-a întâmplat? Am înțeles că v-au surprins, efectiv. Da, vreau să vă spun că poate printre puține surprizele plăcute care le-am avut, sau poate cea mai plăcută surpriză care am avut-o eu din viața mea, mi-a fost realizată de colegii mei de primărie. Probabil că au vrut ei să se autodepășească, dar oricum, eu nu sunt mulțumit de ceea ce am realizat la primărie sau de ce fac funcționarea primăriei. Oricum, nu sunt mulțumit. Pentru că odată un cetățean mi-a spus, domnule, ești mulțumit, domnule, domnule, suntem mulțumit de ceea ce are, domnule, nu sunt mulțumit nici de mine. Și într-adevăr, nu sunt mulțumit nici de mine, nu sunt mulțumit, pentru că n-am putut să duc la bun sfârșit proiectele care le-am. Dar luând în calcul ce au realizat și mi-au pus toate imaginile din 2004, atunci când am plecat împreună la drum, am rămas impresionat și vreau să spun că m-am vestat până la lacrimi și chiar nici n-am putut, n-am știut cum să ies din acele clipe, și văzând pe ecran unde ne aflam în 2004, am început să realizăm, zic, într-adevăr am făcut multe. Pentru că eu fiind în fiecare zi, mi se pare că nu am făcut nimic. Așa simt eu, pentru că eu sunt un om, vreau să fac tot de mai mult. Și, din păcate, realizăm ceea după posibilitățile care le avem. Vreau să vă spun că atunci când mi-au pus pe ecran și am început să realizez de unde am plecat, am început să conștientizez că lucrurile la vremea stăteau foarte, foarte rău și situațiile din școli, din grădinițe, după străzi, din primărie, din Casa de Cultură, din Casa Română Franceză, din poliție, de unde avem toate clădirile, toate instituțiile din oraș erau varză. Și ploua în fiecare. Și nu vreau să mă gândesc că avem o grămadă de filmări și... dar n-aș vrea să mai povestesc. Mie îmi place totdeauna să povestesc, mie îmi place să merg înainte. Aș vrea de acum încolo să mă pregătesc să spun ceea ce vreau să fac, strategia care are orașul Bușteni până în 2016. Deocamdată eu sunt ales politica pașilor mărunți. Pe termen limitat. Haideți să dăm puțin timp înapoi. Suntem în 2004, da? Era campania 14. Electorală. Cum ați simțit atunci? Deci acum 10 ani, cum a fost campania? Vă mai aduceți aminte? Deci a fost poate cea mai dur și cea mai grea umilință din viața mea. Pentru că eu fiind om de afaceri și poate la nivelul mea, și acum nu sunt un om, eu nu sunt un om sărac, nu am fost, dar la timp, vremea aia, posibilitățile mele erau extraordinare de mari. Și, deci, campania cu mea, deci m-a coborât, m-a făcut să mă umilesc. Și să știți că m-am umilit
M-am umilit într-un stil în care poate n-aș mai face niciodată. Dar așa ambiția am avut ca să câștig, pentru că eu n-am pierdut niciun examen în viața mea. N-am picat niciun examen, n-am pierdut niciun război. Mi-a plăcut că spuneați odată, apropo de lucrul acesta, că indiferent ce m-ați spune să fac, și poate că e deplasat puțin exemplu, chiar dacă ar fi să sap un șans, totuși aș vrea să fiu primul la termin. Eu le-am spus așa, zic, bă, și mâine dacă mă instalez într-un câmp și n-am, la a doua zi plantez, pun, fac, deci totdeauna, și sap, și dacă mai iau să sap așa, totdeauna ies pe primul loc. Deci totdeauna mi-a plăcut competiția și, într-adevăr, pentru mine a fost o competiție și o competiție cu mine raportat ce investisem în orașul Bușteni și cu orașul Bușteni. Și competiția a fost între investițiile mele și orașul Bușteni. Și am reușit acum să echilibrez balanța și să aduc orașul Bușteni la un standard mulțumitor. Deci sunt într-adevăr un pic satisfăcut, dar mai avem mult de făcut până când ajungem noi la standardele europene și să devenim o stațiune. În primul rând avem problema infrastructurii, avem problema DN1, avem problema autostrăzii. Am făcut proiecte, am cheltuit 2 miliarde jumate pe proiecte. Am proiectat 2 subtraversări cu lift și cu scară rulantă. Exact ca în stațiunile sau eu știu ca în zonele, ca la Paris, eu știu ca la Monte Carlo. Deci, într-adevăr, costurile probabil că sunt un pic cam mari. Dar trebuie neapărat să le facem pentru că avem aici 4.500 de pensionari, avem zilnic 3-4.000 de turiști care sunt de vârste înaintate, lumea vine la recreere, vine să simtă bine la Bușteni. Deci ținem neapărat pentru aceste 2 traversări ca să reușim să treacă lumea, să coboare cu liftul, să fim și noi un pic, să începem să ne modernizăm. Mai ales că ați făcut aici un fan park, aveți pârghiile Carinderu care atrag... Deci avem modernizat centrul Arșul Bușteni, la Bușteni o stațiune născută, pe fonduri europene. Avem un proiect de 150 de miliarde, ați văzut? Dom'le, numai la Roma și la Vatican avem granit, bă, dar tot centrul este într-adevăr, te plimbi, este centrul de promenadă, cu fan park, cu amfiteatra de vară, cu arena Ilina Stase, cu sală indoor, cu, foișor de fanfară. Deci, ușor, cu un spațiu modern de joacă, cu cabine, cu vestiare pentru tenis, cu, intenționăm să organizăm noi un Open la nivel de 20.000 de euro, cu sponsor, avem sponsor deja pentru anul următor, la tenis. Probabil că vom intra în circuitul ATP-ul ăsta, Federației Române de Tenis. La inaugurare, promisiri, Ilie Năstase și Simona Halep vor inaugura deci terenul de tenis, care arena, care se va numi Ilie Năstase, și este la standarde internaționale. Ușor, Bușteniu, v-am spus, urcă, dar acum s-a încetinit. Deci ascensiunea a început să încetinit. Ați ajuns aproape de vârf și ați mai obosit puțin. N-am obosit. Obosit bugetul. Da, bugetele. Eu sper că și Consiliul Județean și să facă demersul cu Ministerul Transportului să reușim să finalizăm. Că nu numai la mine, e o problemă de subtraversare. Și la Comarnic, și 2 la Bușteni, și la Azuga. Deci ele trebuiesc construite. Cât mai urgent. Sigur. Haideți să luăm o scurtă pauză pentru publicitate și în partea a doua vom discuta și ce ați făcut în școli, spitale, în sport și așa mai departe și ce urmează să faceți de acum încolo. Deocamdată o scurtă pauză de publicitate și revenim pentru partea a doua a emisiunii. Societatea Comgaz din Ploiești are ca obiect de activitate distribuția de materiale din oțel, fiind furnizorul numărul 1 de țevi laminate din Muntenia. Depozitul nou și modern dispune de un stoc permanent de 4.000 de tone. Garantăm produse de calitate în orice cantitate, la timp livrate. Pentru Comgaz, orice afacere e un parteneriat. Dacă nu-ți este indiferent cum arată autoturismul tău, Spălătorii Auto Harold îți recomandă o strălucire impecabilă. Spălătorii Auto Harold vă asigură toată gama de operații specifice la standarde înalte. Spălătorii Auto Harold, prietenul autoturismului tău. Coralimpex, numărul 1 în activitățile de deratizare, dezinfecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare, înseamnă de calitate la standarde europene la cel mai bun preț. Seriozitate, competență și profesionalism numai la Coralimpex.
Vino să testezi noile modele Volkswagen în Ploiești la reprezentanța Darius Motors. Doar în luna martie beneficiezi de prețuri speciale la vânzări și revizii auto. Darius Motors Showroom și Service Volkswagen și Audi în aceeași locație din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, numărul 291. Închiriază o mașină de la Kronos Car și beneficiezi de peste 200 de mașini noi cu livrare și predare complet gratuită oriunde pe teritoriul României. Kronos Car. Autoturisme noi și nebranduite. Reducere de 25% pentru orice rezervare online. Kilometraj nelimitat pentru orice vehicule. TVA și full casco incluse în preț. Fără taxe ascunse pentru rent-a-car. Telefon gratuit de asistență. Opțional PDA cu GPS la 3 euro pe zi. Transportul la aeroport gratuit. Kronos Car. Un rent-a-car cu acoperire națională. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Societatea Comgaz din Ploiești are ca obiect de activitate distribuția de materiale din oțel, fiind furnizorul numărul 1 de țevi laminate din Muntenia. Depozitul nou și modern dispune de un stoc permanent de 4.000 de tone. Garantăm produse de calitate în orice cantitate la timp livrate. Pentru Comgaz, orice afacere e un parteneriat. Am revenit la emisiunea Reușită. Alături de noi se află primarul orașului Bușteni, domnul Emanuel Savin, care în această săptămână a aniversat 10 ani de la câștigarea primului mandat în fruntea primăriei din orașul stațiune de la Poale Bucecilor, cum îmi place mie să-i spun. Un oraș în continuă dezvoltare în ultimii 10 ani și, așa cum am văzut în prima parte, angajații primăriei v-au făcut o mare surpriză, printre care s-a regăsit și un tort cu clădirea primăriei de acum 10 ani. Cum... Da, v-am spus, a rămas plăcut surprins, dar dacă mă întorc în timp și mi-aduc aminte cum arătau toaletele sau, eu știu, birourile... V-am făcut plâns. Nu mai vreau să mă mai gândesc. Eu sunt un om care totdeauna mă uit numai înainte, nu mă interesează ce a fost în urmă și atunci când am venit la conducerea orașului Bușteni, absolut nu m-a interesat ce a fost înainte, deci am mers numai înainte. Un om care se uită înapoi nu are timp să nu poate să avanse, nu poate să dea înainte. Dar pe lângă, să zic așa, surpriza asta, am avut surpriza vizita fetelor de la Scrimă, proaspete campioane europene. Campioane europene, după cum știți, Simona, Ana Maria Brăză, cetățean de onoare a orașului Bușteni. Și i-ați pregătit și vă las pe dumneavoastră să vedeți surpriza care am pregătit-o. Telespectatorii văd în aceste momente imaginile de la această primire foarte frumoasă. A rămas impresionată și, într-adevăr, orașul Bușteni susține performanța, ați văzut. La noi problemele, să zic așa, toate evenimentele culturale, sportive, educative, la noi sunt în plină competiție. Și, cum ați văzut, și cu vizita fetelor, celor patru fete, aurul nostru de la europene, le-am primit așa cum se cuvine și le-am făcut onoarea și le-am primit cu toată dragostea și tot ce avem noi mai bun, ca și cum suntem noi români. Așa procedăm și cu toți străini, cu toți cei care vin în altă parte. Și atunci când vin la Bușteni, pentru că am avut ocazii, eu știu, președinți de zone, președinți de Consiliul de Țenă, din Polonia, din Anglia, cum sunt pe regiune, am primit din toată lumea, am avut la Bușteni din toată lumea și mi-au spus că România de la televizor nu seamănă deloc cu România reală și, într-adevăr, aici aveți locuri minunate, unice, greu de găsit în lume. Deci, ăsta e orașul Bușteni. Și atunci când am urcat cu ei sus la Sfinx sau, știu, la Barța, când am mers la Castel Cantacuzino,
Deci au rămas impresionați și au spus că nu, efectiv nu le vine să creadă că sunt într-o stațiune sau într-un orășel din România. Și atunci când văd că fiecare stradă e la locul ei, asfaltată, deci ei aveau o impresie foarte, 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 foarte urâtă despre România și chiar m-a întrebat, n-ar vrea să jignesc un cetățean, că au spus, domnule, dar zice, aveți electrificat, aveți curent electric. Deci am, îmi venea să mușc din... Deci ne credeau pe noi. Și atunci când au văzut în ce condiții trece, și a spus că noi suntem departe, că la ei e criză în perioada asta, ei nu-și imaginează cum am reușit noi să facem în perioada asta așa de multe lucruri în orașul nostru. De și de aceea că ne trebuie, avem nevoie de ambasadori, avem nevoie de promovare. Noi știți foarte bine că avem Simona Halep, avem Ana Maria Brânz, avem Elina Stas, avem Nadia Comăneci, avem Adrian Mutu, Lucian Bute, Diaconu, Doroftei, Alina Dumitru. Deci avem toți ambasadorii României, Angela Gheorghiu, care știm foarte bine că este numărul unu, Nicolae Voiculeț. Să mă scuze cei care nu știu nimeni, pentru că avem nominalizați, avem scriitori, avem oameni de cultură, Tomescu, care este Stradivarius, care ține Vioara. Deci avem foarte, foarte mulți scriitori, artiști, sportivi, pentru oameni de cultură, pentru că, într-adevăr, noi încurajăm, eu știu, performanța. Și vedeți ce se întâmplă la noi în fiecare an la Casa de Cultură din orașul nostru. Deci noi avem evenimente, nu știu dacă ne bate un oraș în România la evenimente și mi-aș dori să intru în competiție cu un oraș să prezentăm evenimentele care le avem la Casa de Cultură, să le vedem, nu știu, poate Sibiu ne bate, poate Capitala Culturală, nu știu, Sibiu. Dar noi totdeauna, în perioada de vară, suntem Capitala Culturală de Vară României și la evenimente nu cred că ne întrece nimeni. Cine vrea să vadă de altfel toate aceste evenimente de-a lungul ultimilor ani, poate să acceseze www.prahovabusiness.ro și găsește acolo foarte multe detalii, mai nou și primarph.ro, un portal care se ocupe exclusiv de administrațiile locale din județ. Dumneavoastră, când ați venit la primărie, ușor, ușor spuneați că ați început să recompensați performanța și ați făcut acest lucru și pentru elevi, și pentru cadrele didactice, și pentru toți cei care, într-un fel sau altul, au ieșit în față, au avut rezultate. Pentru cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie, exact, avem o recompensă. Deci la noi tot e voie de recompensă. Deci toți cei care au contribuit de-a lungul timpului, la imagine, și la buget. Și nu mai o simplă avem diplomă și un buget, nu, de flori. Totul se împlinește și în diplome, și în cadouri, și în bani. Și în... Pentru că știm cu toții că totul se răsfrânge și la bani. Mai devreme, bugetele sunt mai restrânse. Sunt mai restrânse, dar să știți că odată câștigat, eu nu am restructurat de niciun eveniment n-am retras niciun buget. Deci totdeauna au rămas cetățenii de onoare, 50 de ani de căsătorie, premii copiii olimpici, profesori cu rezultate la olimpiadă, deci ziua cadrului didactic. La 50 de ani, dar ce am spus, 50 de ani de căsătorie. Dați deci, rechizite de început de școală, cu ziua copilului, tot felul de... Deci nu mai vorbim că... Deci am spus... Emisiune, cred să le... Cred că... Dar dacă mă chemați într-o zi, vin cu ele din așa. Și să vedeți că odată începute le-am dus și mulți și-au pus întrebarea la vremurile, domnule, oare o să le o să țină Dumnezeu așa? Iată că și în perioada de criză, poate în ultimii 3 ani, bugetul, să zic așa, a avut de suferit pentru că încasările au fost mai greoaie, societățile comerciale au trecut prin insolvență, prin faliment. Deci sunt, într-adevăr, probleme. Dar Bușteni nu s-a dezvoltat. Și, într-adevăr, bugetul orașului Bușteni era de 31 de miliarde în 2004, era să de 350 de miliarde. Avem 320-300 încasate. Deci, probabil, 90 și ceva la sută. Dar lumea, să zic așa, trăiește, nu avem șomeri la Bușteni. Iată o știre care chiar nu mă frapează. Păi să vină cineva să-mi arate șomeri. Într-adevăr, sunt, nu știu, poate apar instantaneu ceva, nu știu, restructurări. Acum, pe loc. Dar mai nu, dacă stau și mă gândesc că în 2004 aveam 436 la asistență socială și astăzi nu avem 21, 19, 18, 20. Deci nu există la Bușteni. Extraordinar. Deci n-aș vrea ca să mă să spun lumea că e un cimier la Bușteni. Dar într-adevăr așa stau lucruri, pentru că s-a construit foarte mult, s-a investit foarte mult și într-adevăr locurile s-au ocupat 3 locuri, 5 locuri, 7. Trebuie să mă gândesc, gândiți-vă că au venit 3 lanțuri de magazine, 3 lanțuri multinaționale.
Nu știu dacă îmi permite să le spun emisiunea dumneavoastră. Mai bine nu. Dar sunt trei, nu știu câte orașe au România cu 9.000 de locuitori, ce avem noi. Trei magazine de-astea, multe naționale. Mai mult decât atât, dumneavoastră a fost cel care, în momentul în care nicio televiziune nu reușea să transmită meciurile lui Lucian Bute, a strâns oamenii de afaceri, că sunteți și președintele Asociației Oamenilor de Afaceri de aici în zonă. Bine, astea sunt amintiri. Da, și asta a fost o reușită. Păi o reușită când te gândești că trebuia 150.000 dolari să, și la un botez la Castel Canta Cuzino am strâns bani oamenii de afaceri. La vremea aia, să zic așa, 2009... Nu era criza ca acum. Nu era criza ca acum și chiar mi-aduc aminte că eram la Quebec și m-a sunat președintele Băsescu și am spus... I-am spus că, zic, sunt aici, îl dau cu Lucian Bute la telefon și, într-adevăr, a fost un lucru extraordinar că, într-adevăr, am văzut că se interesează, de, să zic așa, de performanța sportivilor care sunt la nivel, la nivel mondial. Și, bineînțeles că l-am dat pe Lucian Bute la telefon, atunci nu era finul, astăzi e finul meu, dar nu trebuie să avem decât cuvinte de laudă și să luăm de la toți cei care au adus glorii sportului românesc, care s-au, să zic așa, au trudit, s-au zbătut și au făcut și au adus și sunt ambasadorii sportului românesc și sunt ambasadorii României, trebuie să-i respectăm cu cinste și vedeți cu câtă dragoste și cu câtă plăcere îi primesc eu. Ca drept dovadă că ați văzut acum cum am primit cele patru fete, aur european la spadă și vreau să vă spun că, deci, pe Ana Maria Brânză o cunosc, de astăzi se numește doamna Popescu. Cum îmi place mie să-i spun. Dar celelalte trei fete nu le-am cunoscut. Sunt trei fete extraordinare, trei fete ambițioase. Și, într-adevăr, le-am simțit asta. Deci, au petrecut aici, la noi în Bușteni, românește și au mâncat toate produsele. Numai românește, s-a cântat folclor românesc, s-a mâncat românește, într-adevăr, trebuie să promovăm tradiția, cultura românească. Și sportul promovăm și în România și peste hotare, pentru că noi avem generații, noi suntem un popor nativ. Noi și inventăm noi. Deci noi poporul român niciodată nu o să și tot timpul o să nască talente și o să avem oameni cu care să ne batem la nivel național, internațional și la nivel mondial. Revenim la primărie. Care a fost cea mai frumoasă zi din viața de primar și cea mai plăcută reușită, dacă putem spune așa, cea mai mare reușită a dumneavoastră ca și primar? Reușite, să zic, am multe. Da, v-am spus, cea mai frumoasă zi a fost aceea când am primit 10 ani de primărie și am săptămâna aceasta. Colegii mei, acum, am rămas, v-am spus, impresionat până la lacrimi și, într-adevăr, mi-am adus aminte și, într-adevăr, țin foarte mult de instituția primarului și Consiliul Local și am respectat și cred că împreună cu cele trei Consilii Locale de lungul timp am reușit să finalizăm o parte din problemele orașului Bușteni. V-am spus în proporție de 70-75%, sper până în 2016 să finalizăm strategia, ceea ce ne-am propus în orașul Bușteni. După 2016, nu știu, nu o să fim pot, sănătoși până să fim sănătoși. Nu mai avem ocazia să ne întâlnim. Dar, cu siguranță, la emisiunea Reușita voi mai veni, pentru că s-ar putea să mai apară și alte evenimente. Haideți să vă am intrat în ultimul minut al emisiunii, ca la fotbal, nu avem prelungire, aici nu avem gol de aur. 90+3, nu e 90 fix. Ce urmează am acesta, din punct de vedere al investitului, ce vă doriți, practic, dacă am putea să... Deci avem finalizarea proiectului centrului orașului Bușteni, Buștenul Stațiunilor Născută și avem un cartier de piatră arsă, unde trebuie să ținem licitația acum cu Hidroprahova, să finalizăm pe programul de postul de mediu, să introducem canalizarea, singurul cartier care, într-adevăr, nu este modernizat. Și sperăm ca până în 2016 să avem asfalt și în piatră arsă și orașul Bușteni în 2016 să fie la cheie. În final, emisiunea Reușită v-a pregătit o mică surpriză. Aveți aici o revistă Prahova Business, care veți găsi, iată, și o investiție de 35 de milioane de euro într-o stație de cogenerare la Bușteni. Aveți un articol în această pagină. Și mai departe, 2014, scrie aici un an al investițiilor la Bușteni. Cred că știți despre ce este vorba.
Da. Vă ofer cu plăcere. Da, mulțumesc și să știți că proiectul Green Pra, proiectul cu biomasa, nu l-am pomenit, avem o mică suprapunere cu apele României în furcătură, dar sper să spunem, un proiect de 36 de milioane de euro, din care 18 milioane sunt bani privați, este firma irlandeză, iar 18 milioane sunt bani la fonduri europene. Aproximativ 140 de locuri de muncă, deci este benefic pentru orașul nostru. Și vreau să vă spun că zilele acestea am semnat un proiect, adică o autorizație către o societate olandeză care a venit să investească în Bușteni și construiesc apartamente de lux. În emisiunea următoare o să vă dau proiectul puteți să le faceți și reclamă, să știți că prețurile sunt mari, cred că vor fi adresate numai oamenilor bogați. E într-adevăr în cartierul Piatra Arsă, unde v-am spus eu că acum modernizăm cartierul, și e o investiție de câteva milioane de euro și acolo. Deci, într-adevăr, consul economic al olandezilor a venit zilele acestea la Bușteni și a rămas impresionat că am rezolvat problema pe loc, aveam o mică suprapunere acolo și am spus de zic de mâine se va apuca de treabă și iată că astăzi au băgat 3 miliarde în contul orașului Bușteni pentru autorizația de construcție. Deci sunt hotărâți și olandezii investească în România, olandezii care sunt pe primul loc în România la investiții. Iată că olandezii au venit și la Bușteni și trebuie să-i felicit, să-i mulțumesc că au ales orașul Bușteni. Într-adevăr, probabil că eu știu reclama dumneavoastră, reclama care ne fac. Cred că orașul Bușteni a devenit un oraș atractiv pentru investiții. Și cred și susțin treaba asta. Apropo de investiții, tot Prahova Business vă oferă și o diplomă pentru întreaga activitate desfășurată ca primar al orașului Bușteni. Și mai mult decât atât, încă o surpriză, zic eu, am zis primarul orașului Bușteni 10 ani de reușite din partea Prahova Business, cu niște fotografii mai trecut și... Da, aici vreau să vă spun că e ceva care mă impresionează, pentru că atunci când am făcut 100 de ani de atestare documentară în 2008, am luat cei 6 primari care erau în viață, cei care au avut, și unul din ei a decedat, domnul Militaru a decedat, Dumnezeu să-l odihnească. Eu i-am invitat și i-am respectat pentru că ei au contribuit și au trudit la, să zic așa, la dezvoltarea orașului Bușteni. Chiar dacă stau să mă gândesc la domnul Militar, a fost primul care a introdus gazele în orașul în 1978-70, a fost primarul orașului Bușteni. Și după cum vedeți, eu i-am pus la loc de cinste și respect și celor care nu mai sunt, Dumnezeu să o odihnească, chiar care sunt în viață, multă sănătate și, într-adevăr, au văzut că orașul Bușteni are viitor. Și să știți că este un oraș de viitor, nu vă spun eu, dar o să vă spună timpul și investițiile care vor veni în orașul nostru, care actuale și restul care vor veni. Cu siguranță, prahovabusiness.ro, primar pe H.ro și emisiunea reușită vă ține la curent cu toate aceste lucruri. Felicitări pentru acești 10 ani de reușite. Sper să nu ne vedem tot după 10 ani, ci cu siguranță nu mai vedem. Mulțumesc. Oricum, aveți câteva poze care mă impresionează și care... Le-am ales cu grijă, am avut un complice și din primul. Chiar sunt legate de sufletul meu. Atunci când vezi 6 primari care au fost înaintea ta, e un lucru extraordinar și chiar mă impresionează și nu pot decât să le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut și ei pentru orașul Bușteni și sper ca eu, știți că totdeauna greu pică pe călașarii care e ultimul. Ca și sper, în sport, cel mai greu merge cel care urmează. Cel care urmează. Și sper că, v-am spus ceva în promis până în 2016, când îmi termină mandatul, să duc la, în sfârșit, proiectele care mi-am propus. Vă promitem că în toamnă vom mai avea o emisiune. Poate chiar în septembrie, când este și ziua noastră, că suntem născuți în aceeași lună, să răspundem interesant. Ce să vă spun că pe 6 septembrie de ziua mea se căsătorește Alina Dumitru? Nu spuneți chiar toate noutățile în această dar vă spun că pe 16 august la Castel Cantacuzino va scoate actele Alina Dumitru, deci vă așteptăm, dăm o invitație specială. Poate sunt turiști care la vremea aia se află în orașul nostru și invităm să participe, că este o cununie în aer liber, o cununie cu circuit deschis în terasa la Castelul Cantacuzino. Pe 16 august, Alina Dumitru își va uni destinile aici, să zic așa, în fața crucii Careman, străjuită de vârful Careman, cea care de curând este în Guinness Book,
Probabil că ați aflat și... Cu siguranță, dar au aflat și telespectatori, au aflat și cititorii. Acolo unde avem și bannerul. Bannerul acela cu Simona Halep. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această seară. Și eu mulțumesc că sunteți alături de noi și cu plăcere, oricând, sunteți bineveniți. Vă mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă las în continuare alături de emisiunile puse noastre de televiziune și săptămâna viitoare vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii, când invitat va fi antrenorul echipei de basket care a câștigat campionatul în acest an pentru a 10-a oară. Iată, tot 10, tot sub cifra 10. Este vorba de Vladimir Arnautovici. Până atunci, o săptămână plină de realizări.